Diana Ciucă este jucătoarea momentului în handbalul feminin românesc. La numai 18 ani, împliniți la 1 iunie, portarul oltencelor de la SCM Râmnicu-Vâlcea face ravagii în întrecerea internă, contribuind decisiv la victoria pe care trupa condusă de trioul Florentin Pera, Mia Rădoi, Ildico Cherecheș Barbu a cucerit-o chiar pe terenul campioanei ultimilor ani, CSM București. Cum te caracterizezi ca jucătoare? Sunt o jucătoare foarte ambițioasă și îmi place să învăț lucruri noi. Pun foarte mare accent pe seriozitate și muncă și consider că aceste lucruri aduc performanță. Credeai că poți apăra 5 aruncări de la 7 metri? Cu fiecare minge pe care o apăram, simțeam că o să iau și pe următoarea. Îmi doream din ce în ce mai mult să ajut echipa. Ți-a fost teamă de Cristina Neagu? Nu mi-este teamă de nicio jucătoare. Ai simțit că și paradele tale au adus victoria vâlcencelor? Paradele mele au ajutat, dar victoria a fost adusă împreună toată echipa, cu stafful tehnic, stafful medical, conducerea, chiar și suporterii. Ai un model ca jucătoare? Da, antrenorul meu de portari, Ildico Barbu, este un model pentru mine. Mereu m-a ajutat în momentele grele și sfaturile pe care le-am primit de la ea au fost rezultate din perioadele sale grele. Unde te vezi peste 5 ani, în țară sau în străinătate? Mi-aș dori să rămân în țară, dar la fel de mult mi-ar plăcea să merg câțiva ani și în străinătate. Care sunt lucrurile cele mai importante pentru tine înaintea unui meci? Cum te pregătești? Pregătirea unui meci începe imediat după ce s-a terminat cel precedent. Recuperarea și odihna, la fel și alimentația, sunt unele dintre cele mai importante stagii pentru pregătirea următorului meci. Cum vezi meciul cu Castamonu? Ca pe o finală. Toate meciurile trebuie tratate ca o finală. Așadar, o alegere inspirată a principalului Florentin Pera. A fost și inspirație, având în vedere că ea a venit după un meci foarte bun cu Zalău, în care a mai apărat 3 aruncări de la 7 metri. În aceste condiții ea și-a câștigat încrederea noastră, a antrenorilor, a echipei. Mai mult decât atât, la fiecare antrenament Diana muncește foarte mult. E o jucătoare foarte serioasă, de mare perspectivă. Împreună cu antrenorul de portari Ildico Cherecheș încercăm să o ajutăm, să-i dăm încredere, având în vedere că este una dintre cele mai de perspectivă jucătoare la nivelul ei de vârstă din Europa. E o jucătoare care promite, e o jucătoare care se antrenează la un nivel foarte ridicat, este în permanență preocupată să progreseze, vine la vizionări. Este o jucătoare care dă dovadă de profesionalism pentru nivelul ei de vârstă și cred eu că are un viitor foarte frumos. Toate aceste lucruri, sigur că m-au determinat să o introduc în teren. Apărând 7 metri, primul 7 metri, sigur că am continuat să o introduc în teren. Au fost și anumite momente în care am avut inspirație, să zic așa, să stabilim împreună cu antrenorul de portari acolo unde aruncă jucătoarea de la CSM București, iar ea a fost foarte eficientă, a fost atentă, a fost concentrată și a avut un aport extrem de mare în realizarea unei victorii foarte mari obținute de SCM Râmnicu-Vâlcea la CSM București, una dintre cele mai titrate echipe ale Europei.